Utilajele Consiliului Județean se află din nou la muncă. Încă de la primele ore ale dimineții, un autogreder lucrează la deblocarea drumului județean 503 pentru ca oamenii din localitățile Onceș, Radu Vodă, Cucuruzu să nu rămână blocați. Ce utilaj lucrați astăzi și de la ce oră? Cu un autogreder de în jur de ora 7, 7 și un pic. Și până unde trebuie să deblocați acest? Până la limită de județ. De unde veniți? De la Oncești. De la Oncești. Și cum e pe acolo? Zăpadă multă? Multă. Și unde vreți să ajungeți? La haltă. La haltă. Ca să-l antrenez pe Giurgiu. Pentru ca drumurile să fie practicabile, utilajele Consiliului Județean vor lucra la foc continuu, unul dintre cele mai eficiente fiind și o freză care îndepărtează zăpada de pe carosabil și care astăzi a fost folosită pe mai multe porțiuni afectate ale drumurilor județene.